Ce curaj pe Dana Rogoz să plece din țară pentru filmări și să-și ia și fetița de 9 luni cu ea. Cum s-o descurca? Hai, poate o prindem într-o pauză. Bună! Bună! Bună, salutare! Chiar sunt într-o pauză. Astăzi este o zi liberă pentru mine, de la filmări, și tocmai de-aia am zis că putem să intrăm în acest live. Fetița tocmai a împlinit 8 luni, să știți, aici, în Slovacia, mai precis pe 20. Multe înainte? Puțin mai mici, dar din ce în ce mai sociabile și mai zâmbitoare cu cei din echipa filmului. Asta e foarte bine, dar cum te descurci acum? Mă rog, lumea se întreabă, domnule, cum reușești cu fetița de 8 luni, da? După tine, când ce ești pe platou de filmare, cu cine stă, ce se întâmplă, uite-o. Stă cu mințică așa, dar chiar ce cu mințică e? Păi da, uite, stă pentru live-ul ăsta. Salut, zi bună! Bună! Ahoi! Ahoi! Bună! Am învățat ceva? Ne descurcăm, să știi. Acum suntem în camera de hotel. Uite, de exemplu, se vede aici în spate că pregătesc legumele. Da. Îi pregătesc. Așa? A, tu ești în faza aia minunată cu diversificare, cu legume, cu d-astea, nu? Da, da. Exact. Superb. Am luat mine tot, inclusiv cântar. Mă rog, tot ce-mi trebuie ca să pot să țin planul așa cum m-a rugat medicul pediatru, care urmărește, desigur. Și funcționează în felul următor. Adică, pe perioada zilelor în care nu am filmare și în restul nopților și așa mai departe, suntem doar noi două, iar efectiv cât sunt la cadru, deci când trebuie să merg să-mi fac treaba de actriță, cineva din echipa filmului stă cu ea. Dar avem mereu o cameră în care pot să o alăptez, ea e tot timpul aproape de mine pe set, în caz că apare vreo urgență să pot să intervin, să-i fiu acolo de ajutor. Mă rog, au fost foarte înțelegători cei din echipa filmului cu situația mea și atunci ne descurcăm. Dar sigur că lucrurile nu sunt așa. Iartă-mă, spune-mi. Nu, vreau să te întreb, dar tu când ești pe platou, când ai de filmat o secvență, te poți concentra cumva, știind că na, cea mică e acolo lângă tine, poate oricând să aibă nevoie de tine și tot așa? Te poți rupe în momentele alea de... Mă pot concentra și, sincer, s-a și adaptat foarte bine aici. Mare parte din timp doarme când eu sunt la cadru. Se întâmplă foarte des ca după ce termin o secvență să întreb cum e Lia și mi se spune sleeping, sleeping, a devenit deja obișnuință. Și la început eram, yes, ce bine, ce bine, după care am constatat că ea, dacă doarme foarte mult în timpul zilei, nu doarme noaptea. E, da? Da? Oh, achizițiilor, iar noaptea vrea neapărat să-mi arate cum știe să se ridice în picioare, cum poate să meargă de-a bușilea prin pat sau, mă rog. Și avem de foarte multe ori ne ia mașina pentru a nu începe la filmare destul de devreme dimineața. Adică am avut, nu știu, call la 5:30 sau la... Da, acum trage de-o perdea. Dar ne descurcăm. Așa ne descurcăm și ne e bine. Asta spun, a fost în plan de la bun început așa filmarea. Eu când am luat castingul, am luat anul trecut, în februarie, știam că urmează să joc rol principal în această coproducție și știam că filmările urmau să se întâmple în România. Și am zis, ok, în septembrie, fetița va avea în jur de 6 luni, va fi în regulă, va putea cineva să mă însoțească, până la urmă, na, nu o să fie foarte complicat să filmez cu ea, numai că a venit pandemia. Situația s-a schimbat, condițiile s-au schimbat, ei au decis să filmeze în Slovacia și inițial am zis, da, super, voi merge acolo împreună cu Radu și cu Vlad și vom fi toți și ne vom descurca sau poate va veni cu mine, habar n-am, o bonă sau... Ei, și toate lucrurile s-au picat treptat, pentru că aici condițiile sunt mai severe decât în țară și atunci am hotărât că cel mai bine să mergem doar noi două. Băieții rămân acasă, Vlad are și școală și era mai complicat să lipsească atât de mult timp și suntem doar noi două, iar persoana, repet, care are grijă de ea efectiv cât sunt la cadru, este o persoană din echipa filmului și da, nu ne mai complica cu nimeni altcineva, iar în restul timpului suntem noi două. Mamă, ce frumoase, Doamne! Și ce liniștită stă, da, uite, ți-au zis, bă, ce te râde la tine. Măi drăguță, măi drăguță. Da, e doamna Lora, e doamna Lora, da. Măi drăgălașă, da. Cât mai stați acolo, Dănuța? Am ajuns în ianuarie
ci vom sta până pe 11 februarie. În zbor, dacă totul e în regulă, pe 11 februarie ne vom întoarce și apoi vom reveni în martie spre final pentru câteva zile și apoi încă o zi în mai. Oho! Deci, o să mai facem când te vin așa. Am înțeles. Vlăduț, ce zice de deplasările astea? Cum s-a adaptat? Vlăduț stă cu mine pe videocall-uri destul de des. Radu i-a făcut un program atractiv, adică au fost la schi. Asta. Acum urmează să-i în vacanță și iarăși vor pleca cu rulota. L-ați dus la sport? Ceva? Face sport, Vlăduț? Face sport? Mi-ați ascultat recomandările? Schiază. Da, mulțumim. Două sporturi, cel puțin două. Minunea asta îl urmează. Ah, bine. S-a ridicat în picioare și da, ce să zic, s-ar putea să moștenească ceva. Aia. Da. Bine, Danuța, te pupăm, aveți grijă de voi, vă pupăm. Pa, iubim. Pa.